Salvamarii sunt la datorie. Vremea bună de pe plajă și temperatura apei au favorizat turismul pe litoralul Mării Negre. Salvamarii se plâng însă că oamenii nu respectă recomandările lor și își riscă viața. De la începutul sezonului estival, marea a răpit deja 2 vieți, iar mai multe persoane au fost salvate în ultima clipă de la NEC. Adulții se mai găsește cât un curajos să încerce mare. În general nu au grijă în primul rând de copii. Nu au grijă de copii. Sunt unii părinți responsabili. De exemplu, am scos o fetiță, mama ei citea o carte pe prosop și fetița era în valuri. Și era marea foarte agitată. Ieri la ora 5, chiar în fața foișorului de salvamare, un domn cu alcoolemie mai în vârstă, la un moment dat am văzut chiar că nu mai scotea capul să respire. Măturându-l valurile, m-am dus și l-am scos. Ignoră de fiecare dată, ignoră. După aceea seara se văd victimele la știri și lumea se miră că s-a întâmplat. Un salvamar bun trebuie să știe să înoate foarte bine și să stăpânească perfect principalele tehnici de salvare. Suntem pe plajă, încercăm din toate puterile să facem tot ce e mai bine pentru cetățeni. Vă simțiți mai în siguranță când vedeți salvamari? Cu siguranță, da. Și pentru noi, pentru copii. Noi poate mai stăm de vorbă și ei... Nu putem să stăm tot timpul cu ochii pe ei și atunci sunt foarte importanți. Un salvamar de pe litoral lucrează 10 ore pe zi. Dintre acestea, 8 sunt plătite și 2 le lucrează ca voluntar. Salariul mediu al unui salvamar este puțin peste 2000 de lei net. Ei nu țin cont însă de aceste aspecte. Se aruncă în valuri pentru a salva oameni, chiar dacă își pun în pericol propria viață. Spun însă că este de dorit ca oamenii să respecte recomandările lor pentru a nu-și pune viața în pericol. Salvamarii le recomandă turiștilor să nu se aventureze în valuri atunci când marea este agitată. Steagul roșu arborat pe catarg atenționează fără dubiu asupra pericolului. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu treacă de geamândură, deoarece există riscul să fie loviți de embarcațiuni cu motor. Totodată, nu este recomandat înotul după un pahar în plus sau o masă copioasă, deoarece scăldatul poate deveni dintr-o plăcere un coșmar.